Unul dintre cele mai importante lucruri atunci când pescuim cu micropelete pe metod este umectarea acestora. Eu recomand ca ea să se facă în 2 sau 3 trepte. Vreau să vă prezint acest lucru. Una din combinațiile mele preferate este micropelete Marin Halibut de la Dynamite și, bineînțeles, tot de la Dynamite Amino Original. Punem în părți egale, după care trecem la cel mai important lucru atunci când pescuim cu micropelete pe metod. Două culori diferite. Asta este o atracție în plus. Puțină apă. Iar eu voi utiliza și aditivul lichid squid cu piper de la Dynamite, nu foarte mult. Un căpăcel cu vârf este suficient. Da, uitați ce bine arată. În această perioadă, când deja temperaturile sunt în scădere, aditivul are un rol important. Acest mix trebuie lăsat cam 7-8 minute pentru a se omogeniza corect. Și o chestie importantă, trebuie să aveți în permanență lângă dumneavoastră pulverizatorul sau sticky pellet. La un anumit timp trebuie câteva picături pentru a îi cola. Eu am ales Amino Original, Sticky Pellet Syrup, Red Krill de fapt, nu Amino Original. Nu contează aroma, dacă este pe bază de pește sau micropeleți, dacă sunt pe bază de pește sau dulci, nu contează, combinația în pescuitul crapului merge oricum.